De ce sunt castraveții amari și cum prevenim amărăciunea castraveților? Motivul pentru amărăciune este o substanță numită cucurbitacină, care este produsă pentru a se proteja împotriva dăunătorilor. Aceasta este sintetizată în frunze și apoi se răspândește în alte părți ale plantei. Atunci când castraveții sunt crescuți în mod corespunzător, cantitatea de cucurbitacină scade treptat pe măsură ce castraveții se coc. Cultivarea necorespunzătoare duce la amărăciune în castraveți. Printre cauzele amărăciunii la castraveți se numără unele greșeli de cultivare. Iată care sunt cele mai frecvente, conținutul scăzut de umiditate, tipic mai ales condițiilor de seră. Utilizarea apei foarte reci pentru irigare, solul sărac și lipsa de nutrienți, lumina excesivă a soarelui sau lipsa totală a luminii, diferența mare între temperaturile de noapte și cele de zi, lipsa udării regulate, umiditatea excesivă a solului, boli ale răsadurilor în timpul etapei de creștere, recoltarea târzie. Amărăciunea apare la fructele prea coapte care sunt culese târziu. Cum să prevenim amărăciunea castraveților? Dacă vrem să prevenim amărăciunea castraveților, trebuie mai întâi să aflăm cauza. Iată câteva sfaturi care vă vor ajuta să vă bucurați de castraveți neamari. Pregătiți solul înainte de plantare, introducând humus și compost. Folosiți un sol ușor, neacid, adăugați var pentru a acidifica solul, prevenirea situațiilor de stres, uscarea solului, udarea cu apă foarte rece, curenți de aer puternici, lumina directă și puternică a soarelui, irigarea fără excese și fără lipsă de umiditate, asigurarea unei luminări și a umidității normale în seră, fertilizarea în funcție de perioadele de creștere a plantei, selectarea unor soiuri de castraveți care genetic nu sunt predispuse la amărăciune, conservarea umidității. Solului prin mulcirea solului cu iarbă, fân, rumeguș. Urmărește pe TikTok, Facebook și YouTube agroștiri.ro.